Aici iar ce plumb. E plumb pe casă, le face toată pe mapa din casă. Dacă vă uitați la unul într-o cameră... Câte suflete locuiți aici? Trei familii. Trei familii. Uite, 5-6 copii de familie. Copii care merg la școală, care un alt. Apă se bea de acolo, din tunelul ăla. Din mine, acum a fost mine. De acolo beți apă? Da. De școală, nu. Haide. 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 Aici am plăcut, aici sunt pară. Da. Ne merg copiii la școală și spune lumea românii. Păi, dar degeaba dacă nu le spălăm în tunel unde a fost minerii, unde a plac. Acolo. Și aici e dormitorul? Da, ai dormitorul aici, doamne, că acolo, sunt și copiii. Acolo, aici. Uite, copil mic, de câteva luni, tată. Din nou, copilul. Apoi, pentru dacă v-a... Și spune că alții consumă, fac acolo jos, a zis că tot ca prețul le-a dat. 5 copii, 7 inși. Deci dumneavoastră părinții și 2 copii. Da. Câți ani are cel mai mare? 12 ani. Și cel mai mic? 4 ani. 4 anișori. Și la școală? Cel mai mic. 4 luni. 4 luni. Da. Și la școală cu ce merg copiii? Cu microbuze, dar să aici la pescar. Nu suntem de oraș, de Moldova, da. Suntem de la familie la primarul ăsta. Da. Deci de la primarul voi ce faceți? Nu avem. Cum e? Aștept să facă mama mâncarea? Ți-e foame? Stai cu minte, Marcel. Nu, lasă. Da, ce-a fost înainte aici? Aici a fost o mină. Muncitor. Asta uite, plus uitași, aici se va asura cu plouă. Plouă, domnule, aici când asta noi nu mai ne-a luat acoperișul, ne-a luat tot. Și merg copilul și la școală și spune nici primarul din Moldova Nouă, care a fost, nu ne-a dat microbuze. Și i-a fost mine la primarul de la pescar, domnul Ion, și el a zis, lasă, duceți copiii la noi acolo. Și nu mă ceartă amod din cauza lor. Copiii noștri merg aici la pescar, nu merg în oraș unde suntem crescuți, suntem mari. Mergem aici de mile, iau oamenii și degeaba îi spălăm în tunel, aici apa, apa miroasă, degeaba mă duc curat că miroasă haina pe mine. E apă stătută. E apă stătută da. Care vine din mine, lucrea mina. Câte suflete locuiți aici? Aici 8, am 5 copii și eu și soția. Spuneți-mi, vă rog, dar de cât timp locuiți aici? Avem 7-8 ani de zile. Și tot ne-a promis că ne face acte, că ne face alea, ne face curentul. Nu aveți nici acte? Nu avem nici acte, ne face curentul pe față, numai să se scapă de noi. Și când suntem nebuni, numai cât când sunt voturile. Vin la noi, ne asta, veniți. Au fost odată aici și au făcut, au luat zi, nume, prenume, buletine. Exact. Că o să facă locuințe sociale pentru familii defavorizate. Atât, o luat numele, o luat tot. Asta când? În campanie sau când? Asta a fost, da, înainte de campanie. Da, în campanie. Care primar? Deci cam amândoi ori fost la fel. Deci, nu deci ăla când o candidat să fie el că face și face acte tot, ăsta când a intrat, că el rezolvă mai bine tot. Și acum rezolva tot. Ăsta vine să taie și curent. A, băi, ce-a fost în spatele dumneavoastră? Eu nu stau aici, dar... Dar avem curent, avem curent de 1.7, 1.50. Și zice că noi consumăm. A zis, dom'le, predeți și noi cu oameni, până ea. Să le cumpărăm din banii ăștia, avem ajutor de 6 milioane. Mi s-a operat, n-am urinit de la apa asta. Nu mi-am urinit. Are operație iată, cu totul, e putrezit în umplu. De la apa asta, numai rugină. Și stăm aici, fără curent, fără aia. Și ne-am dus la muncit, unde munciți? Aveți ajutor social? Avem ajutor social, că nu sunt locuri de muncă. Dacă mă duc, și la ajutor social. Nu mai vreau ajutor, vreau să muncesc.
Unde să muncești? Unde să muncești? Am muncit la adăpost eu. Eu nu stau aici. Da. Am muncit la adăpost aici. Eu la adăpost. Eu fac adăpostul ăsta de milă. Am lucrat 2 ani aici. Doamna Monica nu mai are bani să ne plătească. Eu și cu nevasta. Eu am venit de la oraș, eu nu stau aici. Am venit să fac curat la câini așa că am vrut eu să le fac curat. Mâncare nu le-am pus că primăria nu dă nimic. Așa primărie care, nu știu, cred că se din altă parte și mai e problema. Domn primar, domnul Chisăliță, a zis că ne face, ne prea promis, că trebuie să așteptăm. Dar ăla, în fiecare zi ne trimite să tai cu ne curent. Bă, lasă-ne până ajutor, până rog și ne bani până la. Păi unde se cumpără ceas dacă și nu muncesc? Și câți bani vă cere pentru curentul ăsta? Nu ne cere să cumpărăm ceasurile. Și să plătim și normal, cum să plătim? Plătim, că dacă avem și noi ajutorul, mai alocația, dar cum să ne avem acte, pe ce ne face aici? Să te ca câine și vin oamenii peste noi. Vin oamenii, ce căutați aici? Să pișă, vin beți, aruncă gunoaiele pe aici și noi cum să avem grijă? Și poliția, că vine aici în fiecare zi, luăm câte oameni de câte cești. Noi la ce să facem buletin la copii? Pe primul. Deci se înțeleg că primăria v-a mutat aici, dar vine poliția și vă amintează că n-aveți acte. Da. N-avem acte. Păi, dar n-avem, corect. N-avem. Nu-i. Copilul mă duc pe la unul până altul, până oraș, să dau câte 50 de euro să-mi facă buletinul pe 4-5 ani. Pentru că n-avem acte. Și am fată de 16 ani care n-are niciun buletin. Tot mă sună, fă-ți buletinul. Pentru că nu-i să-mi fac buletinul dacă n-am pe ce? Pe ce? Dar curentul vrea să ne pună așa, pe fals, pe șmecherie, să scapă de noi. Am înțeles. Sara, ună. Poți să-ți mai apar pe aici, dacă am un plot de sus, toată pe aici să plec afară, până am mai văzut modelul. Uite ce cablu de curent. Ne-am adus noi din flotanță, din Golgota, când am fost, să prepunem noi. Ce faceți? Ia uitați, domnule. De la apa asta. De la apa asta, ce-i de la apa? De la apa? De la apa, prin tate ceva, ne spălăm că e numai ulei și mereu să vă arătăm cu pare. Stați-vă acolo, mă. Nu are nimic că mă înșură, că fi foame. Mi-au promis că ne dă pământ. Când? La alegeri sau când? În campania electorală? Da, 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 da. Au promis că le dă locuințe, eu promis că ne dă, că ne scoate de aici, dar mutăți primarii care au fost. Și tot aici am rămas de 11 ani. De 11 ani, da. Și acum am înțeles că vor să vă taie curentul. Da, dacă au venit în spatele dumneavoastră, că doar n-a. Și-au pădure. Doar că v-au văzut și eu plecat în sus. Vă rog, că aveți și noi puțeia ăștia. Eu dat niște pocăiți mi-au dus la cuptit. Pe scar merg. Dar am înțeles că trebuie să mergă să stea în drum, la ocazie, da, până în autobuzele. Da, mai ui. Dar nu mare, n-are motorină, n-are. Microbusul, dar nu tot timpul, face să stai copii în drum. Și avem fete avem mari, avem 5 copii. Deja. Da, e soția mea, avem 5 și avem și fete mari care merg, dacă merg acolo și vine unul și ia mașină și o duce, se întâmplă, îți dai seama că sunt fel și de oameni, sunt și imigranți, sunt și alea. La tunel și spune că pute, din la școală pic, că miroasă. Spăneați fainele unde? La tunel, acolo, din la apa aia ce cură. Poți să le speli oricuce, că tot miroasă. Păi de acolo a fost galerie de mine, acolo apa aia noi. Acolo bem, acolo. De acolo bem. Că n-avem alte surse. De asta s-au umplut copiii de bube. Uitați-i pe picioarele lui băiatul ăla. Ia uitați. Îi spăl aina și el face asta. Acolo ne spălăm, acolo mâncăm, acolo bem apă, de acolo mâncăm. Din tunel? Din tunel, spărfacem baie, păpele, dar au ieșit și bube pe copii. De acolo mănânci, dacă iei apă într-un bidon curat, îl lași 5 minute, e tot galbenă alpa pe fund. Ulei, cu e cu ulei. De acolo s-a lucrat, a fost galerie de mine. Păi da, s-a lucrat, acum nu mai lucră nimeni și de acolo bem apă. Că nu mai vine nimeni să facă fântâna de atâția ani, că avem fântână aici, dar nu vine nimeni să o facă.
O zis că nu poate să facă, că nu poate să sape nu știu câți metri mai în jos. Avem fântână aici, care era bună apa de băut. Am avut binerii înainte. Da. La momentul la care s-a înființat adăpostul, am găsit aceste familii aici, care am înțeles că au fost relocate din oraș datorită faptului că apartamentele din oraș în care locuiau nu mai erau adecvate pentru locuință. Știu că sunt oameni care beneficiază de ajutor social, sunt oameni care pe noi, ca asociație, ne-au ajutat enorm în îngrijirea animalelor. Condițiile sunt precare, adică e vizibil cu ochiul liber, iar cea mai mare problemă pe care am înțeles-o este faptul că până în prezent, de când sunt eu aici de 2 ani, nu am văzut încă un reprezentant al romilor care să vină să poartă un dialog cu oamenii și acum există riscul să fie întreruptă alimentarea cu curent electric, dacă nu mă înșel. Nu aș vrea să fac afirmații nefondate, dar cam asta este situația actuală. Oamenii spun că sunt amenințați, că li se va tăia curentul. Că... Au fost. Amenințări există. Partea tristă este că nu există informări oficiale. Repet, nu există un reprezentant al romilor care să poată comunica cu ei și să le poată oferi niște informații credibile, reale, din surse reale. Și vă dați seama că toată această incertitudine are efecte. Nu știu nici ei încotro să o apuce. Adică nu e ca și cum îți poți cumpăra o locuință așa de pe azi pe mâine. Mai mult n-a știu ce să vă spun, mai mult decât e vizibil. Și condițiile în care trăiesc și oamenii totuși au curățenie în casă. Având în vedere că terenul este public, clădirile sunt publice, nu le aparțin acum și să aibă o sumă de bani, să spunem, pusă deoparte, să investească în ceva ce nu le aparține, din care pot fi evacuate pe o zi pe alta, chiar n-ar avea sens. Înțelegeți? Adică mă gândesc... Este arătătura tale de incertitudine. Practic, da. Mulțumesc frumos. Se revarsă. De galerie? În galerie, da. Să zic că până aici se înseamnă că este și căldură și... Da. Vedeți? O să vin și văd tot amenință. Da. Păi că a venit. A urcat sus, ori stat acolo, probabil o fi crezut că ați plecat. Acum se duc încă o... La vrăjala, la depus. Da. E uscat acum că e vara și căldura mare. Da, sunt de aici avem apă. Deci să înțeleg că de aici aveți apă. Da, aici avem și pentru mâncare, și pentru spălat, și pentru tot. Uite dacă faci așa. Practic e o baltă. Ia să o luăm. Da, vine de acolo, din tunel. Ia să o luăm deasupra. Tunelul e acolo. Deci de aici să bea apă, de aici să facem mâncare, de aici tot. Să spală copii și trimiți la școală cu apa asta. Nu-ți mai trebuie gel de duș. Rămânul. Ce spuneți dumneavoastră? Păi de-aia zice lumea că sunt oameni la pescar cu picare și pute, că e normal. Păi pute degeaba spăl ainele aici și mă spăl. Că mă duc dumneavoastră la școală și oamenii... Și am zis, domnule, cum, uite apa, miroasă, am zis pe copilul acela și dacă... Încă o dată nu vine să credești, de aici aveți apă. Da, domnule, de aici avem, vorbesc foarte serios. De aici și mâncăm, ne facem mâncare, ne spălăm, aici asta e sursa noastră. Că nu ne permite să mergem noi să luăm apă plată, să ne luăm apă de la izvor, că sau că... Păi ce apă să cumperi să-ți faci baie? Că curge din tunel copii, de acolo curge. Dacă 13 copii, aici, este tunelul aici, de aici curge. Aici au fost morți în tunelul ăsta. Da, vorbesc... Da, aici au murit foarte mulți oameni în tunel, că e mină. Alții au murit, alții au pișat, au căcat, vine aici, noi bem apă. Ei. Nu o să apa. Nu, dar are un miros așa, un miros de... O să iasă ulei, dacă eram cu ceva să dau mai tare, iasă ulei. Ulei iasă. Asta e sursa, domnule. Promis. Că pe cadrul mai larg, ca să am și... Că de înainte de campanie a fost votul. Vă dau acte, vă fac un alt și nu ne-am făcut nimica. Îți bate joc. Acum că mergem la ei... Păi nu v-am dat, nu v-am făcut. Pe ce ne-ai făcut, domnule? Ne-ai promis de 3-4 ani de zile de când stăm aici.
Păi asta e, nu-i sursa aia, nu avem nici un președinte ca romilor. Nu avem, că l-a dat afară, că a zis că a făcut manevre cu primarul ăla. Și de-aia, uite, suntem, ne-a trimis pomul ăsta de 3-4 zile tot pe noi, să ne tai curentul, să ne tai curentul. Asta e din altă parte și de-aia să bârligați. E ciudă pe noi. I-am spus să-l taie, n-are curaj să-l taie, că se duce la pușcărie, că avem curent de 1,50. 1,50, vorbesc serios. Veniți noaptea că să strică mâncarea, o dăm la câini. Că știe toată lumea. Că nu, că noi consumăm. Nu merge nimica. Numai că consumă alții mai mult și pică pe noi, pe țigani, ce țiganii consumă. Hai zis, da, domnule, plătești lui ca orice om, până ceas, dar nu avem. Uite, stați bun, ia. Ei sunt cu mașini, uite. Deci suntem supravegheați, cu alte cuvinte. Da, păi suntem urmăriți ca nici... Cum plecați dumneavoastră, cum o să taie curentul? Cum plecați dumneavoastră jumătate de aici acum la tăia de ciudă? Plecați, o să taie curentul acum. Și chestia e că taie curentul, nici câinii nu o să mai aibă apă, nici animalele. Că noi tragem cu o pompă ce am făcut-o eu cu doamna Monica. Primăria nu a făcut nimic aici. Nu-i fosă septică acolo, căcați pe câmpuri, aruncați. Da, domnule, și uite și cum suntem noi. Da? Mai respectați câinii ca noi oamenii. Ei are buletini, are toți acte. Noi nu avem, că suntem animă noi. La noi poate să vină mână poliția, să plăceți afară de aici. Trebuie să înțeleg că câinii au acte, noi asta nu. Noi nu avem. Nu avem, vorbesc serios. Am fată de 16 ani să-i fac buletinul, am copil de 16 ani să-i fac, unde să-i fac? Mă, să dau cu 150 de euro la oameni, să spun, hai mă, fă și mie buletin să-mi meargă copilul. Mi-a dat amendă, până acum o grămadă de amenzi am. Mă, la primul spun, lasă că am vorbit cu poliția. Pe ce ai vorbit, domne? Dacă sunăm unde ori, nici poliția nu știe unde să vină. La mine, avora, nici ei nu știu unde să vină. Că vin oamenii pe sune, bezi aici, de la pescă, să-mi bat oamenii, mai sunt imigranți, vine noaptea. Nu ne crede nimeni. 6 milioane să... Ui. Am pus un excavator aici să împing, am plătit 1 milion, dar nu pot mai mult. Put eu? Am muncit, domnule, că muncim, că nu suntem, nu ne trage de muncă. Am zis, hai bă, că cât de cât pă... Hai, muncim, domnule, că și noi avem 37 copii, dar degeaba dacă nu avem nimic la ajutor din partea... Excavator preluată de noi, îngrijită. Primărie. Ce? Că le tai curentul, se făcea la copii că le tai curentul. Cu 10-15 copii aici, mici de, care merg la școală. De unde bem apă, am arătat la domnule, acum nu mai spuneți nimica. Aveți ori? Eu nu sunt mandatat să spun nimic. Păi, atunci, de ce nu spui dumneata cum ai venit să ne tai curentul? Uite mașinile, sunt aici. Mașinile sunt aici. Pentru ce? Pentru ce? Ai pe cauză pentru care eu nu sunt mandatat să dau nimic. Dumneata ai venit, domnul. Dumneata ai venit și ne-ai spus. Nu, dumneata ai vorbit cu mine acolo? Că o să tai curentul, să cumpărăm noi contoară, să punem contoară pe banii noștri. Va trebui să intrați în legalitate. Păi și cu ce avem acte? Referitor la consumul de energie. Păi dar dumneavoastră sau primăria ne-ați făcut. Pe care folosiți anul 2012. Păi v-am votat, pe de ce le ați lăsat? Plăti undeva. Da. Păi da. Atât v-am spus. Și avem acte să ne punem contoară. Dar ne-ați spus, avem undeva nume noi, că avem curent aici? De ce nu ne-a spus curentul? Ne-a spus atunci să vă votăm despre eu ce vorbim. Eu întreb așa omenește, cine folosește curentul? Noi. Noi. Dumneavoastră. Da. E, aveți vreun document prin păi care... Păi și da, dumneavoastră aveți vreun document că noi trebuie să plătim? Să folosiți acest curent? Păi da, avem. Dumneavoastră aveți? Avem, domnule, da. Și ce cauză? Că voi da, pe mâine v-ați zis să ne votăm și le lasă curentul așa. Asta a fost înțelegerea. Deci... Votați, vă punem curent. Eu n-am candidat. Nu, da. Nu, doar că ai făcut campanie, dumneavoastră. Nu am făcut campanie, greșit. Acum despre ce eu mai vorbim? Eu sunt funcționar public. Da. Păi, și atunci de ce vii dumneavoastră dacă am alte atribuțiuni în cadrul primăriei și execut doar dispozițiile domnului primar. Și atunci de ce ați venit să... Pentru alte relații, vă rog să vă adresați... La cine? La primărie. Păi dacă niciodată nu le-am găsit de când am pus ștampila aia, pe ăla nu l-am mai găsit. Dar ascultă un pic aici. Pe ce bază îmi pui dumneata mie aici? Pe ce acte? Trebuie să pun contarul ăla, trebuie o factură, trebuie ceva. Eu te întreb pe dumneatale, da. Cu ce acte locuiești dumneatale aici? Cu ce? Da. M-am mutat primarul. Un contract de păi închiriere. Păi și dacă pe întrebați primarul, întrebați-vă pe dumneavoastră. Aveți documente, un contract prin care vi s-a permis să locuiți aici? Da. Dar cine v-a adus aici? Cine primarul v-a mutat aici? Chisăliță, domnul Chisăliță ne-a păi tot primarul acum da, da, tot da, deci primul da. Mandat. Când ne-au adus, ne-au mutat aici, că ne face acte, au venit, ne-au luat. Asta a fost în campania electorală cumva? Deci primul mandat, ăsta e al doilea. Da. Da, la primul mandat ne-au adus aici, să-l votăm că face, că ne face acte, au venit, ne-au luat.
serii de buletine după copii, tot o luat. Atunci, până s-o votat, după ce s-o votat, o pierdut hârtiile. Dar acum dânsul spune că vă scoate afară, că nu aveți drept să stați aici. Scoate afară. Unde mergem? Unde mergem? Că el ne-a pus aici, nu noi am venit. Dumnealui vine și face că taie curentul, ne gesticulează. Noi nu am afirmat niciodată că îi scoatem afară de aici. Doar a spus? Deci să fie clar. A spus cu ce acte locuim aici? Doar că voiam ca ei să intre în legalitate privind consumul de energie electrică pe care ei la ora actuală îl folosesc, dar nu-l plătesc. Da, fost tot. Corect. Dân și spun corect. Că nu au acte. De fapt, câinii au buletin, au certificat, dar dân și nu au acte. Nu li se fac acte. Păi. Nu li se fac acte, nu, răspund cei spune? De la Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației. Păi, pentru că după știința mea, acum nu sunt expert în chestia asta, li se poate face acte de identitate, chiar dacă nu fac dovada unui imobil în care locuiesc. Deci după știința mea, nu știu, s-ar putea să greșesc. Da? Dar nu despre asta discutam. Dar acte pe curent. Ce trebuie specificat? Că toți au cărți de identitate. Am. Și pe cartea de identitate scrie un alt loc. Păi da, mi-a dat 150 de euro, domne. Corect. Am dat 150 de euro. La alte locații. Așa scrie pe cartea de identitate. Da, niciunde nu scrie adresa Vărad, blocul sau nu știu ce. Nu scrie niciunde. Nu. Păi nu. Pe dat 150 de euro să-mi facă mici, să fac ajutor social, să domnul. Să înțeleg că ați fost luat în spațiu de alte persoane ca să puteți face buletinele. Da. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că nu e ca... S-am crescut aici, ne-am născut. Haideți să rezumăm scurt. Dumneavoastră ați fost să-și aduce aici de primarul Chizăriță la primul mandat, da? Da. Așa, da, vi s-a promis că dacă îl votați, da, aveți unde să stați. O să ne facă acte aici, o să facă clădirile, o să pună apă, să facă fântâna, să facă de toate. Așa, asta a fost acum 12 ani sau când? 12 ani, da. Și acum tot dânsul este primar, dar vrea să vă evacueze. Deci, acum, în campanie, când la al doilea mandat, când domnului, a venit înapoi. O să ne facă fântână, o să... O să ne facă bloc, o să facă de toate. Asta tot înainte de alegeri? Da. În campanie? Da. Dar cum, de când a intrat, nu e mai găsit. Noi dacă mergem la primărie, nu-l găsim niciodată. Domn primar îi pleca la Timișoara. L-ați căutat personal la primărie? Da, l-am căutat. Mergem în audiență fiecare. Doamna de acolo, doamna... Păi doamna a fost acum o săptămână sau două în audiență. Da. Și am găsit pe cineva? Primarul? Nu a fost nimeni. Cu dumneavoastră am vorbit. Ați discutat cu cine? Cu domnul vice. Cu domnul vice, ok. N-a ținut audiența domnul primar, că nu s-a putut, și a ținut-o domnul vice. Doamna de acolo, doamna ce cu adăpostul, doamna Monica, au stat două ore în primărie să vorbească cu domnul primar și a ținut-o. Câte o cerere? Că doresc să primească energie electrică din rețeaua primăriei. Da, li s-a făcut notificări și li s-a cerut ca, într-un termen rezonabil, să-și achiziționeze contoare pentru a putea fi contorizat. Păi, domnule, dar de la Renel, dar nu poți să-mi faci contract pe energie dacă eu nu locuiesc acolo cu acte. Deci cum pui vin aici, fac o colibă și îl chem pe ăla de la Renel, vine acolo să-mi pui curent. Deci îți trebuie un act. Da. Unde locuiești, cu adresă unde se pune curentul. Despre ce vorbim? Eu n-am atât așa. Domnule, nu mă opri. Tu mi-ai zis că ți-ai cumpărat un apartament la orașul nou. Da, eu nu stau aici, dar uite, frate meu, sora mea. Da. Eu stau aici pentru câinii ăștia. Eu dacă mă duc, Taci un pic. Pentru câinii ăștia stau aici. Eu mi-am cumpărat. Că nu am stat să-mi dați dumneavoastră, stau primarul, până i-am pus ștampila. Nu, dar eu nu pot să vă dau și nici nu pot să dispun în locul primarului. Eu stau aici să curăț la câinii ăștia. Da. Și să le pun apă, că mâncare nu le punem, că nu dați. Nimic. Vă sun să veniți de acolo. Vedeți. Primar, ce este de făcut în problema cetățenilor care locuiesc în acel spațiu al fostei mine? Oamenii spun că sunt amenințați că li se taie curentul, că sunt forțați să plece de acolo, dau pe unde să plece într-o altă parte. Ce de făcut cu ei? Da, cunosc foarte bine situația. Ei se găsesc în locația primăriei, aparținut cândva moldominului, dar astăzi este domeniul public. În mandatul meu, în 2008-2012, împreună cu ei am stabilit locația respectivă. De fapt, nu prea aveau unde să stea, nici măcar domiciliul nu aveau. Și am găsit acolo condițiile care le-a convenit la vremea respectivă.
tot datorită faptului că i-a mutat perioada aia, primăria a alimentat cu energie electrică traseul respectiv și oamenii au beneficiat de condițiile respective, să spun, de curent electric fără problemă. S-a mai întâmplat ceva în zonă, s-au mai așezat câteva familii acolo și s-au alimentat cu curent, cum era normal de pe acest cablu, dar din păcate n-au plătit ani de zile curentul electric. Am făcut rânduială din acest punct de vedere, s-a stabilit cât curent trebuie să plătească și s-au contorizat. E, în această situație intră și ei, primăria îi va contoriza în așa fel încât să știm consumul de curent, până la urmă, dacă doriți, este și o măsură de eleganță în a consuma curentul primăriei, dar nici într-un caz nu se pune problema privind condițiile de trai și existența lor acolo. Ba mai mult, în această perioadă, în urma discuțiilor care le-am avut cu ei, eu am părăsit primăria în 2012, i-am găsit la stadiul în care i-am lăsat, am discutat cu comunitatea respectivă, lucrăm la intabularea unor terenuri din zona fostelor garduri ale CAP-ului, o zonă care este mai aproape de orașul nou și în special mai aproape de școală. Pentru că eu cunosc foarte bine situația de acolo, copiii nu merg la școală, deși le-am pus microbuz la un moment dat, merg sporadic și până la urmă nu au condiții de igienă corespunzătoare. Îi vom aduce în zona respectivă după ce vom face rânduială pe teren și vom crea alte condiții pentru ei. Nu aici să opresc lucrurile care trebuie să le facem. Va trebui să rezolvăm locuințe modulare, va trebui să-i supraveghem mai bine, va trebui să-i cointeresăm, va trebui să populăm școlile cu copiii lor care, din nefericire, sunt lipsiți de acest drept de a merge la școală. Deci nu scoate nimeni afară, nu evacuați chestii dintre astea, deci nu se pune problema deocamdată. Dacă cineva avea de gând, sau Ion Chiseliță, în mandatul în care a fost primar, nu erau aduși acolo și au fi luat alte măsuri de-a lungul timpului. Nu. Noi trebuie să îi integrăm în comunitate.